Ne-am întors în direct, suntem cu un ochi la doamna Mihaela, acolo unde sunt audienți. Dacă lucrurile se tensionează, revenim cu imagini în direct. Și cu sonor, asta e foarte important. Nu știu dacă e așa important. Ei, are niște vorbe pentru... Uite, și domnul Dacian Cioloș alături s-a ascultat. Dar el când s-a băgat între cei? Păi nu era. Nu era, că stătea omul ăsta lângă. Și nu era nimeni și i-a zis, dă-te un pic mai așa. Deci a auzit că va fi... A auzit că difuzăm la televizor. Nu, va ieși cu scântei sau tu asta zici că a intrat pentru că... A zis, haide că m-au transmis în direct. Ia să vedem, să ascultăm și... Haide să-l vedeți pe Dacian Cioloș la Bună România. Foarte scurt. Limitarea numărului de participanți și asigurarea distanțării fizice pentru activități în spațiile deschise. Cu un plan de revenire după aceste 30 de zile, predictibil, astfel încât fiecare comunitate să știe ce măsuri să ia pentru a putea reveni la viața de dinainte. Vorbim de măsuri pe termen mediu și anume de creșterea ratei de vaccinare. Aceste măsuri au fost enumerate anterior și se referă la măsuri de comunicare, atât prin campanii de comunicare la nivel național, cât și prin campanii de comunicare la nivel comunitar, dacă prin implicarea actorilor de la nivel comunitar. Dacă îmi permiteți, vreau să întreb domnul senator dacă este mulțumit de răspuns. Da, mă rog, eu am cerut să-mi spună trei măsuri care le-ar lua mâine dacă ar fi ministru. Sunt mulțumit de răspuns, nu mai doresc alt răspuns, însă poate vă gândiți, având în vedere răspunsul pe care l-ați dat la afirmația mea cu favipiravirul, nu era nicio întrebare, poate vă gândiți să scoateți și niște citostatice de pe piață sau să nu le mai dați prin farmacii ca efecte secundare. Mulțumesc! Da, mulțumim, o să rog pe doamna deputat Dinu Cristina. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna ministru, nu știu dacă se aude. Pentru mine este limpede că în toată această perioadă ați primit avertizări în calitate de ministru atât de la Organizația Mondială a Sănătății, cât și de la INSP, nu una, ci numeroase, nu odată, ci periodic. Însă, încă din vară despre evoluția pandemiei și că știați despre amplitudinea pe care o avea valul 4 în România, însă nu ați considerat necesar să grăbiți nici măcar emiterea celebrului ordin 2103 pentru ca spitalele să poată face achiziția de medicamente atât de necesare și pentru ca astăzi România să nu se mai afle pe primul loc la decesele de COVID. Ce aș vrea să vă întreb este dacă aveți o explicație pentru dezastrul sanitar actual în care ne aflăm astăzi și dat fiind că mare parte din ceea ce se întâmplă astăzi este și responsabilitatea dumneavoastră, cum v-ați gândit să veniți în fața noastră și să ne cereți votul pentru încă un mandat de ministru? Mulțumesc! Vă rugăm, doamna ministru! Bun, pentru că multe din întrebări conțin și niște afirmații. Aș vrea ca aceste afirmații, care uneori au fost prezentate trunchiat și fără prea bune intenții la televiziune, să aibă acum ocazia de a fi prezentate în forma lor adevărată. Și atunci vreau să vă spun că pe parcursul verii am primit 4 avertizări din partea Institutului Național de Sănătate Publică, dar că la ultimele noi am trimis o adresă tocmai solicitându-le să recalculeze riscurile, deoarece ei estimau, după ce au recalculat riscurile, că România ar avea nevoie de aproximativ 450 de paturi de terapie intensivă atunci când se atinge numărul maxim de cazuri. Aceasta a fost ultima evaluare a Institutului Național de Sănătate Publică, care mi-a fost transmisă mie, în data de 2 septembrie 2021. Vorbiți de ordinul 2103, mă gândesc că este ordinul prin care s-a modificat protocolul de tratament. Parțial am răspuns la această întrebare. Medicamentele care se utilizează în tratamentul COVID-19 erau trecute și în protocolul anterior de tratament, ba mai mult, în timpul verii am trimis solicitări comisiilor de specialitate, atât Comisiei de Boli Infecțioase, cât și Comisiei de Pediatrie,
de a vedea și de a revizui protocoalele de tratament și de monitorizare a pacienților COVID-19, solicitări la care comisiile au răspuns parțial. Vă pot pune la dispoziție după această ședință toate solicitările, așa cum vă pot pune la dispoziție toate avertizările transmise de către Institutul Național de Sănătate Publică. Deci, medicamentele se erau prevăzute în protocol, spitalele puteau achiziționa inclusiv acest medicament favipiravir, el se afla în stoc la distribuitor. Dacă vorbim de celelalte medicamente, cred că aș prefera să le luăm punctual pe fiecare. Pentru medicamentul Remdesivir exista acord cadru cu Comisia Europeană. Trebuiau făcute doar comenzi. Dar comenzile se fac atunci când există buget. Rectificarea bugetară a fost votată în 8 septembrie, ziua în care eu mi-am dat demisia. Pentru medicamentul tocilizumab, achiziția, raportul de achiziție a fost semnat în data de 1 septembrie. Achizițiile, după ce acordul cadru a fost semnat în 20 septembrie, puteau fi realizate, dar trebuia să existe buget. Pentru anticorpii monoclonali există acorduri cadru cu Comisia Europeană, iar Ministerul Sănătății și-a manifestat intenția de a participa la aceste acorduri cadru în calitate de cumpărător. Dar pentru a putea achiziționa aceste medicamente, este nevoie de buget. Din aprilie... Dacă îmi permiteți, doamna ministru, eu înțeleg că este nevoie de buget, dar pandemia nu așteaptă. Exact asta am spus și eu. Motiv în momentul de față nu avem nici tocilizumab. ...la domiciliu pacienți. Domnului deputat Florin Buicu, vă rog. Sărumâna, bună seara. În urmă cu jumătate de oră, președintele României ne spunea că există o pregătire deficitară în abordarea valului 4, că a constatat o lipsă acțiunilor concrete privind valul 4, că nu s-a făcut ceea ce trebuia făcut, și că prioritatea zero este salvarea vieților. Pornind de la aceste afirmații ale președintelui României, dați-mi voie să fac câteva considerații și să-mi permiteți să vă adresez întrebări, o întrebare tehnică și politică. Cine și de ce ține secrete contractele de achiziție ale României în privința vaccinurilor? Cât plătește România pentru doza de vaccin? Cine și de ce a decis să cumpărăm 120 de milioane de doze de vaccin? Ar fi o primă evaluare și un prim răspuns, dacă puteți să ni-l dați. Și dacă puteți sau nu puteți, aș vrea să vă întreb de ce ați tăcut când trebuia să vorbiți ca ministru al sănătății? Și de ce ați susținut decizia aberantă a închiderii spitalelor pentru bolnavi cronici? De ce n-ați dezvăluit la timp că se știa bine de valul 4, dar că premeditat... Sunt întrebări retorice, nu neapărat, doamna ministru răspunde la întrebarea pe care o dorește. Autoritățile sau guvernul nu au acționat pentru a nu compromite interese politice, respectiv campanii electorale și congrese. Domnul Rareș Bogdan susținea că dumneavoastră sunteți responsabilă pentru lipsa pregătirii în fața valului 4 al pandemiei și considera chiar că ar trebui să răspundeți penal pentru acest lucru. Cam acestea ar fi câteva gânduri și vă rog în măsura în care puteți să ne răspundeți la măcar una din aceste întrebări și o să-l rog, dacă îmi permiteți, și pe profesorul Rafila să adreseze o întrebare tehnică. Nu e o întrebare tehnică, eu am o chestiune extrem de scurtă. Dumneavoastră ați spus ce ați făcut pentru controlul pandemiei și ce urmează să faceți. Eu personal și poate că și alții dintre colegii mei n-avem niciun motiv să credem
că veți face altceva decât ați făcut până acum. Vreau să vă întreb un singur lucru. Dacă credeți că dumneavoastră aveți vreo responsabilitate privind numărul foarte mare de cazuri și decesele care se înregistrează cu sutele în România. Credeți că aveți vreo responsabilitate pentru aceste decese? Vă rog să-mi răspundeți la această întrebare. Mulțumim, doamna ministru, vă rugăm. Cred că pentru contractele de achiziții sunt mai multe persoane în această sală care pot să răspundă. Ele au fost semnate încă începând cu anul 2020. Îmi pare rău că această facilitate acordată de Comisia Europeană a ajuns un subiect de dezbatere publică, motiv pentru care voi profita de această tribună pentru a informa atât stimații membri ai acestor comisii reunite, cât și publicul general, care au fost principiile care au stat la semnarea acestor contracte pentru vaccinuri. Comisia Europeană, prin semnarea contractelor de vaccinuri pentru toată populația Uniunii Europene, a beneficiat atât de un calendar de livrare favorabil, cât și de prețuri mai mici comparativ cu alte țări de la nivel mondial. În schimb, s-a angajat să cumpere mai multe vaccinuri decât nevoia pe care o avea populația Uniunii Europene la momentul comenzii. Această precauție a fost și cauzată de faptul că în momentul în care aceste acorduri, aceste contracte cu cei care dezvoltă vaccinurile au fost semnate, încă nu erau finalizate studiile de eficacitate pentru fiecare vaccin. Practic, Comisia Europeană s-a angajat să achiziționeze vaccinurile înainte de a avea aprobările organismelor internaționale, cum este FDA și EMA. Aceste contracte au fost semnate, așa cum am spus, pe parcursul anului 2020 și pe parcursul anului 2021. De când am ajuns eu, am semnat contracte pentru continuarea vaccinării în anul 2022 și 2023 și cantitățile semnificative au fost doar pentru un tip de vaccin, cel care s-a dovedit mai popular la noi în țară. În rest, am semnat doar diminuări de necesar de vaccinuri și renunțări la noi contracte. Cred că fiecare dintre miniștri și dintre responsabilii care și-au asumat în acel moment semnarea sau și-au manifestat dorința de a nu intra într-un contract, a luat decizia adecvată momentului. În 2020 nu se știa care dintre vaccinuri vor fi eficiente. În 2021 ne doream un calendar de livrare favorabil, iar în momentul în care eu am preluat mandatul, am văzut că există un surplus de vaccinuri, motiv pentru care deciziile acelui moment au fost de diminuarea cantităților de care România să beneficieze. Clauzele de confidențialitate ale acestor contracte sunt clauze comerciale. În august 2021 am solicitat uneia dintre companiile producătoare informații privitoare la ce putem transparentiza. Cred că cu un cadru legal potrivit putem să transparentizăm multe din informațiile acestor contracte, multe din traseele pe care vaccinurile le-au avut și cred că acest lucru este benefic, este inclus în programul de guvernare și scopul este tocmai acesta, de a limita difuzarea acestor informații false legate de vaccinuri, de a facilita populației înțelegerea acestui mecanism de solidaritate în ceea ce privește achiziția, distribuția, vânzarea și donația de vaccinuri. Și mai este întrebarea... M-ați întrebat de ce am... Răspund la toate, dacă îmi permiteți. Eu am timp. M-ați întrebat de ce am închis spitalele de cronici. Spitalele de cronici nu au fost închise. Prin ordinul 434 publicat în aprilie 2021, s-a desființat
denumirea de spital exclusiv COVID și s-a creat posibilitatea ca pacienții cronici sau pacienții cu afecțiuni acute altele decât COVID-19 să poată să aibă acces în spitale. Dar acest lucru nu s-a făcut fără măsuri de prevenție. Fiecare spital care a solicitat modificarea de structură pentru a-și reduce numărul de paturi de COVID a trebuit să depună un plan. Explicațiile doamnei Ioana Mihăilă în legătură cu întrebările care, și acuzațiile care planau asupra dânsei. Să spunem că erau anumite aspecte insuficient clarificate. E, acum că s-a clarificat, putem merge în mod dramatic mai departe și să dăm citire acestor zvonuri care au apărut au apărut în presă astăzi. Tensiuni între Klaus Iohannis și Florin Câțu după ce șeful statului i-a cerut președintelui PNL să renunțe la candidatura pentru postul de premier. Iauzi. Deci este o informație care a apărut astăzi, după care a apărut președintele Klaus Iohannis și a spus lăsăm așa în plan secund discuțiile, orice alte discuții în afară de pandemie, în afară de problema pe care o traversăm. Să avem probleme mai mari. Da, cam asta e atmosfera pe care a degajat-o, rămân cu acest entuziasm al termenului. Să-mi spuneți dacă o avem prin telefon pe doamna Ioana Dogioiu. Bună seara! Bună seara! Bună seara! S-a mai schimbat ceva. Ce bănuiți că se va întâmpla de mâine încolo, având în vedere conferința de presă a domnului președinte și acest zvon care a apărut în dimineața zilei de azi? Păi, după părerea mea, în seara asta, președintele Iohannis a ieșit la televizor ca să-l concedieze în mod implicit pe domnul Câțu. De ce spun asta? Să-l concedieze în fața partidului, adică să dea semnalul retragerii susținerii pentru domnul Câțu. Și a existat niște propoziții cheie atunci când spune că autoritățile s-au mișcat inadmisibil de rău. Nu, cine sunt autoritățile? Da. Și dacă ar fi fost doar atât, mă rog, am fi zis iarăși doamna Mihaila, nu-i așa? Dar în momentul în care președintele spune am convocat mâine responsabilii guvernamentali să vedem ce măsuri putem face, înseamnă că practic i-a luat guvernul de sub fundul domnului Câțu deja. Implicit, da? A chemat la Cotroceni. De ce a chemat responsabilii guvernamentali la Cotroceni? Deci la răspundere, probabil. Pentru că, în mod evident, domnul Câțu e depășit de situație, nu? Adică, gata, s-a terminat. Și asta vine în completarea, practic în confirmarea, dacă vreți, sau se coroborează, ca să fiu mai precisă, cu tot ceea ce am aflat, probabil și dumneavoastră, cu siguranță și eu pe surse, de câteva zile, și anume că, într-adevăr, domnul Câțu chiar se crede președinte de partid. Da. Chiar a început să creadă. Se uită în oglindă și zice, wow, eu sunt președintele PNL, ales la Congres. Și calculul domnului Câțu a fost destul de simplu. El vrea să rămână președintele PNL, înțelegând că până la urmă, dacă ești asta, ai și controlul. Dacă nu mai ești președintele partid, ți-a terminat totul. Nu mai ai nicio șansă. Vedeți, domnul Orban. Și atunci mi-a spus foarte clar. Ori eu în continuare premier, pentru că asta este garanția că că nu voi avea concurență în partid, eu rămân președintele PNL și premierul propus și poate desemnat și poate în mintea dumisale chiar ales, de Parlament, votat de Parlament, ori anticipate. Deci spune, păi, dar scorul PNL ar fi principalul, PNL ar fi cel mai lovit. Da, dar nu și domnul Câțu. Aici aș avea un amendament. Aș avea un amendament legat de gașca domnului Orban, de parlamentarii domnului Orban, care nu se vor mai regăsi pe liste și cât de mult pot conta și de la PNL în momentul de față pe ei, în favoarea domnului Câțu. Exact că nu se vor mai regăsi pe liste. Listele le va face domnul Câțu în caz de anticipate, nu că nu mai e timp până la anticipate de congres. Listele le va face domnul Câțu. Domnul Câțu va organiza alegerile ca premier interimar, că altul nu va fi. Și atunci, sigur, partidul se va contracta, să zicem, la 10%. Dar cei 10% vor fi ai domnului Câțu, care se va putea lipi, de exemplu, de un PSD care ar putea avea nevoie de o plombă, va rămâne
persoane cu apropiații săi în fața la putere și asta este la numite în continuare președinte. Acesta este planul de viață al domnului Câțu, dacă am luat scenariul acesta ca fiind cel în vigoare. Pe de altă parte, mai e și varianta în care președintele României nu va desemna pe altcineva din cadrul partidului sau mai e varianta în care trece guvernul Cioloș mâine. Mai sunt celelalte două variante. Varianta cu guvernul Cioloș mâine mi se pare foarte puțin probabilă, adică chiar nu văd cine ar putea să treacă guvernul Cioloș mâine, pentru că nici PSD-ul nu e dispus. PSD-ul nu poate intre acum din logica lui de anticipate, nu? Absolut. A pornit pe asta, n-a desemnat premier, nu? El e pe o linie și trebuie să știe. O stare de responsabilizare în legătură cu decesele multe, din ce în ce mai multe. Nu știu, mă gândesc că ăsta ar putea fi fondul, dar ca și la colectiv. Nu acest guvern, cred că guvernul Cioloș va pica, după cum este sortit să pice, el fiind de fapt doar o defilare de frumusețe și de a USR-ului însuși, după care președintele va desemna probabil un premier PNL altul decât domnul Câțu, în mintea domnului Câțu și numai în mintea domnului Câțu, asta va duce la ruperea partidului, pentru că în momentul respectiv cred că se vor rupe doar doi oameni. Doamna Gorghiu, cel mult, deși nu bag mâna în foc, și domnul Vâlcean. În rest, nu văd pe cineva care în acel partid să-și rupă hainele de pe el după un Câțu căzut. Interesantă, da. Dar domnul Florin Câțu, mă rog, și ceilalți miniștri ai cabinetului său, dar Florin Câțu special, a vorbit constant despre evitarea lockdown-ului. A spus că nu se poate pune problema, economia rămâne deschisă, facem tot ce trebuie pentru a permite continuarea activităților comerciale. Deci a spus un nu categoric lockdown-ului. Acum, mesajul de astăzi al președintelui a lăsat multe semne de întrebare și una dintre speculațiile vehiculate pe rețelele de socializare, că acolo și manifestă oamenii curiozitățile, se referă la posibilitatea ca mâine președintele să anunțe un lockdown. Eu nu știu cât îl respectă pe Florin Câțu domnul președinte Klaus Iohannis, dar e posibil să apeleze și la o astfel de măsură lipsită de popularitate cu care ne-a avertizat indirect astăzi. Chiar dacă guvernul României a anunțat că această țară nu mai intră în lockdown niciodată pe timpul acestei pandemii? Nu cred că se pune problema unui lockdown de tipul celui pe care îl știm din martie anul trecut, martie-aprilie până în mai două luni anul trecut, pentru că, într-adevăr, din punctul de vedere economic, nu cred că se mai poate. Dar e foarte probabil ca acest comitet pe care îl va convoca mâine, nu știu din cine va fi el alcătuit, probabil vom afla la un moment dat, să propună măsuri severe de restricționare a circulației. Adică închidem tot, nu mai permitem, închidem restaurantele, mă rog, va fi din nou Horeca foarte lovită, închidem mall-uri două săptămâni, închidem tot și mergem doar la muncile care nu pot fi făcute de acasă. Păi arată lockdown pentru mine. Nu-mi dau seama ce ar fi diferit. De păi, atunci, dacă vă aduceți aminte, în lockdown-ul anterior, pentru că a durat mai mult și pentru că a fost mai sever, s-au dat niște ajutoare, dacă vă aduceți aminte, niște plăți de șomaj tehnic. Și acum îi lași să vină la muncă pe cei care nu pot să facă de acasă și îi pui să facă de acasă pe cei care pot. Da. Sau introducerea certificatului digital verde. E, asta cu certificatul digital verde e o problemă, pentru că dacă oamenii se vaccinează acum, da, lor le apare că s-au vaccinat ieri, ei încă nu au acea imunitate creată. Încă și acea... De fapt, nu e imunitate, că nu e vorba de fals imunitate, acea protecție încă creată. Știm că este prima, Johnson e destul de slab și atunci ați nevoie de Pfizer. Pfizer presupune prima doză, 3 săptămâni, da. A doua doză și apoi o perioadă de 2 săptămâni. Deci e cam o lună jumate. Certificatul verde nu știu dacă rezolvă în momentul ăsta cât de gravă este situația acum. Cred că în momentul ăsta ceea ce ar trebui să fie un lockdown, dar mă rog, din punct de vedere economic, el nu poate fi total. Nu mai putem să ne întoarcem la ce a fost în martie. Un lockdown neasumat. Dar politic își poate asuma președintele Klaus Iohannis chiar și lockdown-ul acesta light, așa lejer de vară,
pe care cetățenii nu l-ar putea accepta de bunăvoie, pentru că au greșit atât de mult în gestionarea pandemiei, încât acest sacrificiu pare că trebuie suportat de cetățeni, pentru că nu au fost ei capabili să ia niște măsuri și s-au relaxat mult prea devreme. Pentru că ei au învins pandemia la finalul lunii iunie, au anulat toate restricțiile, au dat peste cap campania de vaccinare, cei doi domni, Florin Câțu și Klaus Iohannis, prin declarațiile lor, de multe ori stupide, îmi cer scuze că trebuie să folosesc acest cuvânt, Klaus Iohannis a făcut niște declarații. Da. Mulțumesc, păi hai că ieși ce ne au, te rog, intervin-o când vezi că... Așa. Bun, și acum ne spun, o să închidem un pic România. Dar nu e foarte posibil ca mișcările de stradă să nu mai fie formate acum exclusiv din membri AUR, reprezentanți Horeca sau șoșociști sau coronasceptici, ci să apară personaje credibile, de bun simț, care să considere că nu trebuie să plătim noi acum, la propriu și la figurat, pentru că au fost ei incompetenți în ultimele 6 luni. Există și riscul ăsta? Riscul evident că există, dar pe de altă parte, și de asta trebuie un premier credibil acum. De asta trebuie să încep să scoți din pământ din iarbă seara, că nu mă întrebați cine, că nu pot să vă răspund. Trebuie să scoți mâine seară, că mâine va pica, mă rog, guvernul cel, mâine seară să scoți din pământ din piatră seara un premier credibil care să poată gestiona o perioadă foarte complicată care va urma. Pe de altă parte, cred că până și cei mai relaxați dintre relaxați au acum un fior de panică. Pentru că cu excepția, mă rog, celor care sunt, din punctul meu de vedere, irecuperabili și care cred că cifrele sunt, că oamenii s-au murit de fapt în spitale, că cifrele sunt mătruite total, că nu există morți. Că... Deci, mă rog, cu excepția categoriei, să-i spunem generic, nu personal, când vreau să insult pe nimeni, desigur, categoria generic, șoșoacă. Cu excepția acestei categorii, cred că și oamenii care au relaxat și priveau lucrurile soft, fără a fi coronasceptici neapărat, dar considerând că nu e chiar așa de rău, acum au motive să realizeze că este foarte rău. Să ai 561 de morți într-o zi, mă refer doar la cei de astăzi. Au scăzut cei care veneau din urmă cu câteva zile. Deci ai 561 de morți într-o zi, adică să-ți moară un om la 2 minute și 56 de secunde, că am calculat, este imens. Și nu cred că e vârful. Pentru că tot vin din spate. Spitalele sunt complet colmatate. Nu mai e ce să le ceri. Și atunci nu mai e cum să rezolvi. Vaccinul acum îți produce efecte peste o lună jumate. Nu zic că nu se mai vă, Doamne ferește, e foarte important să producă și efecte peste o lună jumate ca să nu mai avem și valul 5. Este esențial. Dar acum, în mijlocul valului 4, nu cred că vaccinarea scoate din val, ci lockdown-ul scoate din val. Dacă nu vrem să ajungem la 1000, la 2000 de morți pe zi, nu e nicio problemă, e opțiune de societate până la urmă. Lucrurile par sigur că nu ne vor mai mira de acum înainte să ajungem și la 1000. Văd că s-a tratat cu destulă lejeritate și această cifră groaznică de astăzi nu a... Totuși nu a blocat țara, adică sigur, s-a apărut domnul președinte ușor îngrijorat, dar nu a fost ceva să ne dea peste cap. Totuși, cum să spun, cum să blocheze țara, ce să fi făcut oamenii? Eu cred totuși că este un fior. Ceea ce mă deranjează pe mine la domnul președinte este că astăzi ar fi trebuit să vină deja cu specialiștii consultați. Astăzi ar fi trebuit. A zis urgent, urgent mâine. Mâine. Urgent mâine. Da, urgent mâine, nu urgent, dar urgent ieri. De ce 561 de morți sunt îngrozitori și 400 sunt acceptabili? De ce? La 400 de morți n-a fost o alertă, la 300 de morți, la 100 de morți n-a fost o alertă. Adică vine acum când suntem chiar cu apa la gură, dincolo de gură, realizând că i-a scăpat câțul de sub control și că s-a rupt lesa și trebuie să facă ceva. E foarte târziu și pentru tot ce s-a întâmplat acum, domnia sa poartă o imensă responsabilitate. Nu eu și nici dumneavoastră și nici cei care ne ascultă au subordonat o țară întreagă unui singur obiectiv. Câțu să devină președinte la Congres ca să scăpăm de Orban. Nu că nu ar fi simpatic domnul Orban, a fost o altă calamitate. Tot a domnului Iohannis, dacă ne aducem aminte.
Da, mă rog, aici sunt, sigur, sunt o felul de păreri. Mulțumim, Ioana Dogeoiu, pentru intervenție și pentru estimare. Lucrurile, ca o concluzie, ar putea sta în felul acesta. Klaus Iohannis se desparte de domnul Câțu, vine vineri cu, nu știu dacă vineri, poate, dar poate fi o urgență. Depinde cât de urgent e, că poate e săptămâna viitoare. Poate săptămâna dacă e foarte urgent, e chiar săptămâna viitoare. Cum? Anul ăsta, oricum. Chiar dacă nu e foarte urgent, să știi că va încerca anul ăsta. Ideea în felul următor. Klaus Iohannis nu are legitimitatea să impună, să solicite niciun fel de lockdown mâine. Eu nu spun că lockdown-ul ăsta n-ar putea fi o soluție. Eu spun doar că nu mai au legitimitate pentru o astfel de măsură. Credibilitatea lor este zero. Sunt considerați vinovați pentru starea în care ne aflăm. Li s-a spus să ia o serie de măsuri în vară, n-au vrut. Luam măsuri pe care le suportam cu toții mult mai lejer. În afară de toți... Ce cuvânt pot să folosesc, mă, care să nu mă coste nimic? Zbenguiții. Ăsta e ieftin, e gratis cuvântul, dar nu-mi place altul. Toți sensibili ăștia... Nu să stau cu măscuța, că îmi transpiră vârful nasului. Nu pot, că mă jenează la buzițe. Deci, în afară de oamenii ăștia care n-au înțeles că, într-adevăr, bântuie o boală dubioasă... Care n-au acceptat că trăiesc într-o pandemie. Așa. Deci, ca să se simtă bine niște sensibili de asemenea factură, s-a anunțat la toate restricțiile și unele trebuiau menținute. Și au făcut congres și au făcut, că ce să spună, Festival al Democrației. Mă lasă-mă, dracului, în pace cu Festivalul Democrației, unde a câștigat Florin Câțu, care a câștigat cum a câștigat. Că nu cred că e cineva acolo, nici Florin Câțu, care să aibă senzația că a luat la pas fiecare filială și a... Adică noi a trebuit să ne expunem unui risc imens ca să aibă Festival al Democrației, unde să câștige cineva despre care se știa că oricum va câștiga pentru că se botezase echipa câștigătoare. Nici măcar n-au mascat. Îți dai seama că în momentul în care lupți și ții în calcul trile, nu te botezi echipa câștigătoare, că te gândești, Doamne iartă, bă, dar dacă pierdem, îți dai seama cât de amuzant va fi știrea. Titrată. Echipa câștigătoare a pierdut. Deci nu au luat în calcul. Ceea ce înseamnă că n-a fost, din punctul meu de vedere, am văzut oameni în câte două cabine. N-a fost chiar câte două o democrație. De vot, am văzut jurnaliste bruscate, am văzut oameni care și arătau buletinele de vot unul altuia. Pentru mine aia nu-i democrație. Dacă așa s-ar desfășura și alegerile la nivel național, îți spun că nu am mimat democrația. Multă... Toate evenimentele astea, și cu asta închid și trecem la subiectul cu adevărat importante, toate astea s-au petrecut sub binecuvântarea și în altul patronaj al președintelui României. Și vine sub masca președintelui României. Nici mască n-am prea văzut. Astăzi și-a pus măscuța. Bine că la congres stătea cu 5.000 de oameni lângă el fără mască. Stătea singur în fața camerei fără mască. Stătea singur, mă, și se filma cu masca pe figură. Omul ăsta are senzația că avem IQ-ul egal cu numărul de la pantof și piciorul foarte mic. Revenind, dom'le, nu mai vii tu acum să-mi spui că am închis România. Asta v-a simțit bine, v-ați ales Câțul, v-ați făcut, v-ați așa, v-ați dus la golf, v-ați dus la... Bun, s-a dus unde a avut Boculețul nevoie, mă, de bani. La Cluj, Întold. La Cluj. La Întold, fost, v-ați distrat. A fost două festivaluri acolo. Festival, distracție, voie bună. A fost și la București festival. A fost și la București. A fost peste tot, a fost un festival toată țara. Țara a fost un festival al democrației, să spun. Vă rog eu frumos, nu prea mai ieșiți. Uite, imaginea asta superbă pe care am văzut-o prima de vreme. În spate cu domnul Iohannis. Protestele care... vor fi compuse inclusiv din oameni de bună credință, cu credibilitate, care vor spune nu, tu n-ai voie să vorbești, că ai tăcut jumătate de an când ți-a aștepta lumea la un mesaj din partea ta. E invers, domnul președinte fără mască și domnul președinte vorbind astăzi, a trebuit în fereastra cealaltă, vorbind astăzi cu mască singură într-o încăpere, în fața unei camere și a unui prompter, bineînțeles. Dar cu mască, până la urmă, sigur, e foarte important, dar când vorbești nu-ți trebuie mască. De regulă îți trebuie mască atunci când stai într-o mulțime, mai ales cum e mulțimea aceea de la Festivalul Democrației. Și acum să mergem către domnul Liviu Dragnea. Multă lume se întreabă. Chiar am auzit multă lume. Ce mai face Liviu? Ce mai face domnul Dragnea? Ce ar fi fost dacă ar fi fost domnul Dragnea acum? Ce mai face, dar mai ales... Ar fi cerut tulpina românească, domnul Dragnea. Ar fi cerut el, ar fi spus, avem nevoie de o tulpina noastră. Ar nu vine ăștia. Nu vine ăștia să ne impună tulpinile lor. Să-ți guste din ea. Da, domne, are gust față de tulpina aia. Dar nu, ar fi venit Brazilia. Domnul Daia cu muci la nas și ar fi spus, românești, am luat tulpina noastră, e altceva, domne, uitați-vă. E altfel. S-ar fi față de nas... tulpina Daia, n-aveai niciun simptom, dar n-aveai de niciunele, tulpina românească e cum mai. Ce ar face Liviu Dragnea? Dar cu cine ar face, domnule? Și mai ales Dragnea? Ce face Liviu Dragnea? E poate ce face import... zilele acestea Liviu Dragnea? Ia să vedem. Liviu Dragnea e acolo unde nimeni nu bănuiește că ar putea găsi, ascuns, într-o platformă care, desigur, nu e românească, dar ar putea fi, de ce nu, pe TikTok.
Dom'le, unde... Și nu singur, ci cu oameni care sper eu am această convingere. Tineretul, unde-i tineretul? S-a dus și el acolo. Alături de oameni, domnul Buzăianu, care vor construi România în cele ce urmează. Sper alături de un membru marcant al, cum se numește? Ceva cu patria. Patria României. Patria României ar fi frumos. Chiar mi-ar plăcea. În partidul Patria României. A cui e această patria? A României. Să vedem niște patrioți români, domnule. Doi patrioți pe TikTok. Unul mai patriot decât celălalt, dar nu vă spun care, cum, când și de ce. Salutare, dragii mei prieteni, v-am promis, am foarte mari emoții, deci nu vine să cred, lângă mine este domnul Liviu Dragnea, dar s-a schimbat foarte multe lucruri, nu mai trebuie să anunțăm chestia care am spus-o până acum și vreau să spun doar atât. Au Liviu Dragnea, pepe, nemărit salariile, Doamne ajută să vă dea Dumnezeu sănătate și mult noroc, să trăiți! Uite, și l-a și pupat. E o replică la ce s-a întâmplat. Dacă îi pui mâna pe burtă, trebuie să-l pupi. Toate lucrurile astea se știu. Parcă e taurul de pe Wall Street. Trebuie să-i pui bine că ne-a pus mâna în altă parte. Cum se face la ta. Nu știu, domnule, mă lăsăm la parte. Lupul de pe Wall Street. De unde e? Lupul. A, lupul. E un taur. Trebuie să pui mâna pe... A, credeam că te referi la... Nu. Pe și ăluia trebuia. Și ăla trebuia. Și ăla. De ce am văzut film? Da, bine că nu l-am zis, domnule, ca să avem noroc. Bun, dar ce vreau să... pare o replică dată lui Claus Iohannis, care a avut și el manelistul său acolo în Times Square, cum era acolo, s-a întâlnit, s-a întrunit. Cum era? Dacă eram un fraier, m-a aruncat în aer. Sau cum era? Cum era celebru vers? N-a găsit altă rimă. Eu urmăresc, nu cu atenție și îngrijorare, nu-mi dau seama ce se mișcă aici. Jos. Dați un pic mai mare ca ce să vedem. Ce mare aici? Ce e aici? Ce ceva aici? Ce se întâmplă jos acolo? A, nu, e reflexia lor în oglinda aia. A, gata, m-am prins. Nu, că eu urmărim. Sunt imagini pe care, la care, în posesia cărora am intrat de foarte puțin timp. Sunt imagini timp. În premieră date. Sunt imagini, nu, așa ceva la televizor n-ați mai văzut. Probabil da? O să le difuzeze și cei de la... Uite, are ceas cam calmă. De, mă rog, sau nu e brățar. E brățară, nu e. M-am liniștit. Trecutem într-o panică. Zona lipsită de pandemie, practic. Vedeți că oamenii ăștia s-au adunat, s-au pupat, sau... Deci aici este un punct în care s-a suspendat pandemia. Există zone în România, pâlcuri, unde nu e pandemie. Uite, ăsta e unul dintre ele. De ce crezi tu că Liviu Dragnea a considerat că e bine... Ce se întâmplă? Ce difuzăm noi acum? De ce a zis el, asta o să mă ajute. Păi nu, da. N-are ce să fie. A auzit că tine la tineret asta prinde. O fi întrebat-o pe Irina. Mă, ce fac tineri? Ce dracu face? Ce tot faci pe telefonul ăla? Da. Uite, pe TikTok. TikTok cu ce? Cum am... Uite că fac și eu TikTok. Asta e manelist sau e un tânăr care ascultă manele? Le și cântă după cum vede. Ea cânta cu Liviu Dragnea. Nu e celebru sau ceva să facem vreo gaf. Nicolas Constantin, nu știu, așa scrie jos. Eu cred că e celebru, că altfel nu. Uite, da. L-a pupat și pe piept. Da. L-a pupat pe piept, nu mai pupat odată. Dar ce remarcăm? L-a pupat și pe obre. L-a pupat peste tot, mă, n-am văzut așa ceva. Dar ce interesant că domnul... De la Codrin Ștefănescu n-am văzut om care să-l pupe atâta pe Dragnea. Am mai văzut, dar... Mă rog, la televiziune toată lumea îl pupa. La un moment dat. Când era președinte, era cineva, da. Erau realizatori care îl pupau mai cu patos decât îl pupă domnul acum, Nicolas Constantin. Acum avem telespectatori care ne reproșează de ce nu-l pupăm pe domnul Iohannis. Totdea, pupați domnule, președintele nostru. De ce nu-l pupați? Nu vezi cum mesajul pe care l-ai citit tu? Cam asta era atmosfera. Da. De ce nu-l pupați pe domnul președinte? Acum, ce vreau să remarc... Nu suntem pupăcioși, domnule. Ce... Da, asta e păcatul. Pandemie, doamnă. Ce, altfel vă dați seama că nu mai scăpa de noi. Îl luăm în brațe dacă nu, așa de final. Dar e pandemia să nu ne prea apropiem de domnul președinte. Ne ținem departe de tentație. Dar ce vreau să remarc la aceste imagini spectaculoase. Domnul Dragnea nu a simțit nevoia să adauge ceva. Deci l-a ascultat pe om, a simțit că a spus ce era de spus băiatul ăsta, cine e băiatul ăsta, așa, și nu a simțit nevoia unei adăugiri. Domnule, s-a spus și ea de spus. Deci eu mă gândesc că domnul Liviu Dragnea, totuși, în prezența sa publică de-a lungul veacurilor, a fost o persoană destul de, cum să spun eu, puțin expusă. Nu l-ai prea văzut cântând, dansând, făcând jumbuș lucruri. Toți politicienii au anumite momente de-astea de exhibiționism, în care ba dansează, ba cântă, ba fac, toți pe care marii i-am văzut făcând anumite lucruri. Păi el nu l-am prea văzut. Unică în afară de pescuit nu prea știai ce face. Și are senzația că acum, după ce ieși de pescuit, descoperit viața. Face tot ce n-a putut până acum. Luăm o scurtă pauză, după care revenim, pentru că avem o replică importantă de dat. Avem un mesaj de citit. În mijlocul nopții, și eu și Răzvan am primit un mesaj de amenințare din partea unui milionar fugit din țară. Vezi cum e Dragnea patriot, a stat și a făcut pușcăria în țară. Ăsta la altul a zis, domne, vedem cum o rezolvăm. Ne întoarcem după o scurtă pauză. Bună România!
promis, am foarte mari emoții, deci nu vine să cred, lângă mine este domnul Liviu Dragnea, dar s-a schimbat foarte multe lucruri, nu mai trebuie să anunțăm chestia care am spus-o până acum și vreau să spun doar atât. Au Liviu Dragnea pe tante, ne mărit salariile, Doamne ajută să vă dea Dumnezeu sănătate și mult noroc să trăiți. Mi-a părut foarte bine. O vreme aceasta discutam despre domnul Dragoș Săvulescu, un milionar român condamnat la 5 ani de închisoare într-un dosar din care făceau parte și alții care în momentul de față sunt la închisoare în România. Dânsul a fugit în Italia, a găsit acolo niște justiție diferită un pic de a noastră, a echivalat problemele, a reușit prin niște subterfugii să rezolve cumva acolo problema sub o oarecare manieră. Justiția din România în continuare îl are drept fugit, îl are așa identificat ca fugit, ca fugar. Tot omne, statul și român îl caută pe om și nu-l găsește. El a povestit... Nu răspunde la telefoane, nu... A povestit într-un interviu pentru evenimentul zilei cum a rezolvat-o. Noi am povestit de asemenea evenimentul acesta pe care dânsul a prilejuit și în timpul nopții și eu și Răzvan am primit pe Facebook o amenințare din partea acestui domn. În primul rând trebuie spus, asta e mesajul pe care mi l-a trimis Dragoș Săndulescu, Săvulescu, cer scuze. Săvulescu-l cheamă. Cer scuze, nu-l... Mai dați în jos. Ne scrie el așa, dar dați o dată până jos ca să înțeleagă oamenii până ce am trecut. Deci a scris aici, a scris aici. La un moment dat m-am gândit, bă, dar fă-le mă pe capitole, bă, dar nu le publica pe tot odată. Ăsta era roman foiletor. Dă-i. Deci pare așa mesaj de despărțire care... O relație aia n-a mers chiar bine și ai spus tot ce aveai pe suflet. Hai să mergem capăt. Mărturisesc, oameni buni, că nici până la ora actuală n-am trecut chiar până tot mesajul. Am citit începutul, sfârșitul, am vrut să văd dacă rămân împreună oamenii sau nu. Până la mijloc pe acolo mă luase cu niște decizii ale Curții Europene. Ai de prietene că nu stau să fac seminar de drept cu unul pe care îl caută justiția și nu îl găsește. Dar sunt câteva pasaje extrem de interesante. Înțeleg că emisiunea de ieri a supărat-o pe mama lui Dragoș. Și pentru că s-a supărat mama lui Dragoș, domnul milionar internațional... dat în urmărire de statul român, că statul român îl caută, am zis că îl deranjează cuvântul fugar. Păi cum ești, bă, când te caută statul român și tu nu vii? Cum ești? Cum ești? Îmi zici mie cum ești în Italia, mă interesează pe mine Italia. Mă interesează pe mine statul Italia, mă interesează statul român, că sunt cetățean român. Iar din perspectiva statului român, vezi că ești urmărit. Am zis că te deranjează. S-a supărat și mama sa. Păi mama sa trebuie să se supere, sau să o fi supărat, săraca, nu știu, n-o cunosc. Când a făcut infracțiunile alea pentru care a fost condamnat de statul român. Și condamnat de statul italian, de asemenea. Pentru că sigur că el a reușit să scape de închisoare, asta nu înseamnă că a reușit să scape de condamnare. Stai puțin că cu mesajul ăsta s-ar putea să nu mai scape de închisoare ca până acum. Îți explic imediat. Bă, băieți, sincer, la un moment dat chiar vă urmăream cu simpatie. Problema a apărut când frustrarea și ura din voi a început... Păi au început, bre, că dacă ai și frustrare și ură, înseamnă că sunt două chestiuni. Dacă-s două, folosești pluralul. Hai că ușor, ușor învățăm și limba română. Dar cred că e mai bun pe italian el de la o vreme. A început să cam dea pe afară. Sau trebuie doar să urmați ordinele ca niște bieți la chei. Înainte să vă manifestați însă public frustrarea și să o enervați pe maică mea... Că sincer, ăsta e singurul motiv pentru care pierd acum 3 minute să vă scriu. Că eu nu am timp să vă bag în seamă. Și el a pierdut 3 minute, aia când ai scris textul ăsta în 3 minute, decât dacă ai lucrat cu o echipă de creativi. Da. Deci nu pierzi 3 minute să ne bagi în seamă, dar ne urmărești cu simpatie 2 ore pe zi. Deci 2 ore aveai timp să stai la emisiune. Și acum cu greu ți-ai găsit 3 minuțele libere să-mi scrii romanul ăsta fluviu aici. După care, că îți cere un pic să ne informăm, cere un pic de, nu știu ce, decizia cadrului europeană, lasă-ne, domne, în pace. Cât timp statul român, unde plătesc taxe, mă duc și votez, și funcționez aici. Spune că te caută, unde te găsește, ca să te bage la pușcărie. Tu n-ai ce decizii să-mi dai. Eu mă raportez la ce spune oficial statul român. Mă rog, și ne face o grămadă de lucruri, dă-te la final, că nu pot să stau acum să-i citesc lui cu amnistia, cu grațierea, cu nebuniile astea. Urmăriți tot, chiar mă interesează. Stai o secundă. Oricum, ca să vă dau și eu un semn de simpatie, o să vă fac la fiecare dintre voi, corect fiecăruia dintre voi, dar nu-i nimic, ai avut doar 3 minute la dispoziție când, Doamne iartă-mă, să scrii și corect gramatical. Câte o acțiune în instanță, când ți-a făcut ultima dată, domnul Buzoianu, cineva o acțiune în instanță? Nu mi-aduc aminte. Uite că îți va face Dragoș.
îți face Dragoș între două filme, între două clipuri ce filmează el, îți face, nu e actor, cinefil și actor. A fost actor. A fost actor? Da. Dar cine făcea filme? A jucat în filme rol, cred că, de infractor, nu? Sau greșit. Și în viața reală de care juca? De fugar. Am înțeles. E diferență. E o diferență, sigur că da. Deci ne face fiecăruia o acțiune în instanță și o să vă cer un pic de daune pentru faptul că, în ciuda interviului meu, că el a dat un interviu la evenimentul zilei. Cine mai comentează dacă el a dat un interviu la evenimentul dacă zilei? Dacă a dat interviu, gata. Gata, hai, taci, păi tu faci subiecte după ce el a dat interviu la evenimentul zilei. El a dat interviul pre-ei pe ăla și gata, nu mai comentezi tu. Deci că l-a dat în monitor oficial. Vă dați seama ce stare este în cadrul domnului Săvulescu? De ce l-a dat un interviu? Gata, ți-a încheiat subiectul, nu mai discută nimeni. Și nu mai comentează nimeni că vă fac o acțiune în instanță. Dar poți să ne faci. O acțiune în instanță. Adică mai departe cât de mulți bani are. Da, el e bogat. Nu mai puțin, cât de mulți bani are el, cât de puțin bani avem noi și cât de greu o să ne fie nouă în instanță cu măreția sa. Acum, ați continua să mă denumiți fugar, nu noi, statul român, și să vorbiți de prejudiciu produs de mine, chestiuni complet false. Păi de ce te-o condamna mă ea la pușcărie? Ai noștri sau ai lor? Și cu o formă ridicolă de tupeu. Tupeu, da, ridicol n-am auzit. Mă întreb dacă vreodată ați avea tupeu ăsta de șmecheraș de gară, și acum apare partea interesantă, și dacă dați ochii cu mine, da? Tare mă tem că v-ați înghiți limba. Hai, never say never. Ce înseamnă, domnul Buzeanu, dacă am avea tupeu ăsta de gară, dacă ne întâlnim cu el? În primul rând, unde să ne întâlnim cu el? Trebuie să venim noi în Italia, că am zis că în România mai greu. E un pic bizar să faci această amenințare, ținând cont că probabil te afli într-o zonă de probatoriu a pedepsei, nu că ai avut o grațiere acolo. E un pic bizar totuși și, în egală măsură, știind faptul că nu poți să vii în România... Ai o grațiere parțială, domnul Buzeanu. Nu poți să mă ameniți pe mine că ne întâlnim aici când tu nu poți să vii aici. Păi poate ne invită să ne întâlnim la el, față în față. Păi am văzut că jurnaliștii cei treci pe la mine să ne luăm la bătaie. S-au dus la el față în față. E posibil. Da. Deci, tare mă tem că v-ați înghițit. Din punctul nostru de vedere și al avocaților noștri, asta e o amenințare. Problema nu e că ne simțim noi amenințați. Că vorba aia, eu am primit mesaje de amenințare de la 3000 de tiriști. Și pe tiriștii aia iau mai în serios decât pe Dragoș Săndulescu. Săvulescu. Cum? Săvulescu. Să țin minte cine îmi face o acțiune în instanță. Acum problema e următoarea. Domnul Dragoș are o condamnare în Italia. Că pasta de România ne spune că nu e în calcul. Ne dă judecată, vorbim și despre. În Italia are o grațiere parțială și un rest de pedeapsă pe care îl execută în libertate prestând muncă în folosul comunității. Da. Dacă vreți să mai folosiți, poți să... Ce-o face el acolo? Nu știm. În momentul în care comiți o infracțiune, se schimbă regimul în care tu îți săvârșești pedeapsa. Da? Deci el a transmis o amenințare. Acum o fi voalată, nu o fi, juriștii noștri zic că e amenințare. Nu știu, nu mă bag. Nu pot să spun că am intrat în Imperiul Groazei citind acest text în diagonală. Dar spun că e foarte posibil ca această amenințare, cu hai să ne vedem față în față, să vedem dacă știu, mai... Știu, m-a speriat un pic, stai un pic, vorbește pentru tine. Că eu poate vreau în instanță să mă consider corect, amenințat. Corect, speriat. Dar nu contează dacă eu m-am speriat sau nu, contează ce a făcut el. Da. Și la final zice că o să ne ceară niște daune, pregătiți-vă și nu sunt ieftin ca voi, sper că aveți bani, măcar de avocați. Dă tine, am auzit că ai bani. Zice statul român că n-ar fi chiar cei pe care trebuie să-i prăsești. O singură întrebare. Ne dă în judecată în România, la instanțele din România, despre care spui că sunt corupte și că n-ai încredere și că te-au condamnat pe nedrept? Dragoș Săvulescu. Păi aia te-au condamnat la pușcărie pe nedrept, dar vrei să câștigi reparații pentru imagine de la aceste instanțe? Spune că nu recunoaște instanțele din România, dar te dă în judecată în instanțele din România. Luăm o scurtă pauză. Poate ne dă în Italia, Radu. Luăm o scurtă pauză până mâine, să aveți o Românie bună în continuare. Așteptăm mesajele, domnul Săvulescu, și noaptea asta. Da, vedeți că ne culcăm târziu dacă aveți de scris. În rest, pentru toți ceilalți, dar și pentru domnul Săndulescu, Săvulescu. Așa, toate cele bune, ne vedem mâine la 18.